care să schimbe în mod radical cursul vieții de până atunci. Fiecare dintre noi am fost pus și în situații diferite, situații limită, am avut bucurii, am avut tristeți în viață, care e normal să te ia pe nepregătite și care ne-au marcat viața într-un mod sau altul. Vom vorbi de acum încolo în cadrul edițiilor acestei emisiuni de miercuri seara de la ora 21:15 despre oameni care au ceva de spus despre viața lor și despre societatea în care trăiesc. Indiferent că ești sărac, indiferent că ești bogat, că ai Mercedes sau Dacia Lăstun, ești frumos sau ești urât, ești femeie sau bărbat, slab sau puternic, toți avem nevoie de o anumită categorie de oameni, rețineți, o anumită categorie de oameni care au îmbrățișat o profesie frumoasă, dar extrem de grea. Să ne vindece durerile și să ne redea societății. Astă seară ne-am dat întâlnire cu unul dintre ei. Este vorba despre giurgiuveanul Cornel Lăceanu, medic specialist de familie. Vă salut, domnule doctor. Bună seara. Și bun venit în casa noastră nouă, TV Giurgiu. Bine v-am găsit. Domnule doctor, aș vrea mai întâi să nu uit să vă transmit salutări din partea doamnei Vera și domnului Florian Nicolae. Mulțumesc frumos. Să vă pun puțin la treabă așa. Este vorba, când am spus de Florian Nicolae, e un prieten bun al dumneavoastră, de câte știu eu, și din 10 decembrie îl găsiți de acum în Camera Deputaților, în forul legislativ al țării. Vă așteptați să vă fac o așa figură, domnul Florian Nicolae? În primul rând te rog să îmi permiți să-ți mulțumesc că inaugurezi aceste emisiuni cu mine. Îți mulțumesc sincer pentru această invitație. Eu să fiu cel care sparg gheața. O consider o adevărată onoare, pe de o parte, iar pe de altă parte sunt fericit să constat într-adevăr că în Giurgiu există pe cale să se realizeze un studio de televiziune adevărat, nu făcut într-o debarat de bloc, deși nu acuz celelalte studiouri, pentru că nu trebuie să uităm, au fost pionierii la vremea respectivă. Corect. Dar spațiul destinat acestui studio este într-adevăr impresionant. Bineînțeles că în spatele lui se află tot acest om care din 10 decembrie a devenit și deputat, un vis pe care și l-a realizat și pentru care îmi permit să-l felicit public în această seară. Mă bucur sincer pentru el. De fapt, Nicolae Florian este omul care ce-și propune, realizează. Păi, l-am cunoscut pe inginerul Nicolae exact când a înființat instituția numită Gardieni Publici. N-aș putea să precizez exact prin ce împrejurări. 93-94, chiar de la înființare, pe vremea aceea fiind medicul șef al Centrului Militar, am fost alături de el în vederea oferirii unor idei pe linie de organizare a unei instituții semi-militarizate, lucruri care pentru orice civil, indiferent de factura lui profesională, n-avea de unde să le cunoască. Și nu pot să nu pomenesc și aportul deosebit pe care soția mea, în calitate de psiholog, deci împreună amândoi am fost alături de el o perioadă destul de îndelungată de timp, chiar soția mea mai mult decât mine, peste un an și jumătate, 2 ani, prilejul care într-adevăr ne-am cunoscut și chiar pot să afirm, de fapt, lucrurile astea între bărbați nu se declară, se simt în general, că de fiecare dată când timpul îmi permitea, eu fiind angrenat în și alte activități, tu știi foarte bine că eram și în spital în perioada aceea, la scurt timp mi-am deschis și cabinetul personal,
inițial în sistem privat, îmi făcea o reală plăcere să mă duc în tineretului la sediul gardienilor publici, să mă întâlnesc cu el, să stăm de vorbă, să-mi spună ce a făcut, ce targeturi are pentru viitor și acolo unde eu puteam să-i fiu de folos, cu mare drag și total dezinteresat, am pus umărul și am fost alături de el. Așa l-am cunoscut, bineînțeles că relația vieții ne-a unit în continuare, pentru că am avut și alte momente plăcute, unul dintre ele fiind cel prin care el, mai de curând decât mine, a devenit și membru al clubului Rotary din Giurgiu, al clubului Rotary Danubius Giurgiu. Momentele noastre împreună fiind nu neapărat oficiale sau legate de slujbă, ci și în numeroase clipe petrecute împreună în timpul liber. Să nu uitați să amintiți, că altfel vă amintesc eu. V-am văzut la o competiție europeană, campionatul mondial sau european de karate Kyokushin de la București, de la sala polivalentă, unde chiar doctorul Lăceanu a avut onoarea să premieze un sportiv. Vă mai aduceți aminte? Dar cum să nu? Era vorba de finala campionatului european de Kyokushin, pe care România a avut onoarea să-l găzduiască, în care Nicolae Florian a fost amfitrionul acestei competiții. Corect. Mie, revenindu-mi de asemenea marea cinste, fiind delegat de către toți colegii mei rotarieni, să înmânez un premiu în valoare de $1,000 din partea clubului nostru, celui mai tânăr participant la această competiție, care întâmplător sau nu era un giurgiubean, dar a cărui performanță în arte marțiale și mai ales în acest Kyokushin este cu totul deosebită, nu-i mai știu evoluția ulterioară, dar la ora aceea el era campionul mondial de juniori, titlul câștigat în urmă cu un an în patria artelor marțiale la Tokyo, unde în final învinge un sportiv japonez, iar în anul când noi am conferit acest titlu, chiar dacă el nu a obținut în finala campionatului o medalie deosebită, era primul lui an de senior. O să am în vedere să vă invit lunea la Sport Arena. Vă mulțumesc. Văd că sunteți pus la punct și sunteți un interlocutor de toată isprava. O întrebare mai grea acum, domnule Lăcean. A fost un vis mai vechi al dumneavoastră? A fost un plan dinainte stabilit sau o pură întâmplare că ați devenit medic? În viață nimic nu este întâmplător. Sau cel puțin eu nu cred prea mult în acest hazard. Pentru că, în general, atât cât pot pașii, încerc să mi-i organizez, să-i anticipez, dar nu pot să eludez destinul pe care fiecare până la urmă l-avem, apropo și de titlul emisiunii dumneavoastră. Mulțumesc. Unde nu prea putem umbla. Eu n-am devenit medic dintr-o întâmplare, eu am venit medic dintr-o ambiție personală care mi-a apărut în vremea anilor 68, când terminam clasa 11 la liceului Ion Maiorescu. Când într-o bună zi, neavând ce face în mare vacanță de vară, când toată lumea pe căldura toridă a verilor giurgiuvene prefera o verigă, un canal, o plimbare, o prietenă cu care să se întâlnească, stai puțin, mai am un an și ce fac? Și dacă ți amintești bine, pentru că avem aceeași vârstă și noi am fost colegi la acest liceu și colegi de generație, pentru noi băieții era un mare handicap, nu că eram niște fricoși, dar ne luând un examen de admitere la o facultate, automat urma încorporarea. Era primii vânați să plecăm să facem armata. Ori un an și jumătate de armată, după terminarea liceului, de pauză din procesul de pregătire, însemna extraordinar de mult, mărea gradul de dificultate al admiterii într-o instituție de învățământ superior și atunci m-am convins că ar fi cam timpul să iau taurul de coarne, să mă pregătesc. Cum să mă pregătesc? Numai singur, pentru că din punct de vedere material, tatăl meu era un pensionar cu 500 de lei pe lună, mama era casnică, nu aveam niciun fel de posibilitate, indiferent la ce nivel ar fi trebuit să subvenționeze o pregătire extrașcolară
Și cum în general în viață îmi plac provocările, nu victoriile facile sau mai ales oferite pe tavă de alții, am zis, domnule, hai să dau la medicină, că medicina, arhitectura erau facultățile în care se intra foarte greu. Concurența era de la 10-15 candidați pe loc. În 69, când am dat eu, am fost 25. Pe Institutul Medico-Farmaceutic din București. Ei bine, de ce medicină? Pentru că de mic copil am avut lângă mine un tată, super bolnav, care din 12 luni ale anului 9 le petrecea în spital, de mititel mama cu mine de mână, la București, la spital, la tată. Am văzut ce înseamnă mai ales să suferi și cineva să-ți întindă o mână. Aveam să-l pierd de altfel și la o vârstă foarte fragedă de 50 de ani. Dispariția lui mi-a schimbat și destinul profesional al vieții și nu știu dacă pe cineva interesează chiar în amănunt cum am ajuns eu medic sau ce am făcut pentru a ajunge medic și cum văd eu această meserie. Însă n-a fost deloc întâmplător. Și am început din vara aia, am sugerat părinților mei că sunt și eu om și nu pot rezista acelor tentații pe care mai devreme încercați să le reamintesc. Și o să râdeți sau nu, dar am rugat să-mi asigure o vacanță de vară între clasa 11 și a 12-a, gândindu-mă eu la 18 ani, unde nu mă tentează nimic decât la o mănăstire. Cu sprijinul unei surori de-a lui tata, m-au dus la Păratec în Moldova. Am stat 3 luni de zile acolo, unde am parcurs toată anatomia și fiziologia lui Voiculescu, un tratat de peste 1000 de pagini. Muzica pe care o ascultam era toaca de la Vecernie și distracția era să particip alături de maici la aceeași Vecernie, la slujba lor, ele fiind foarte încântate că eu cânt alături. Nu li se întâmpla ca cineva să deschidă gura în biserică. Evenimentele, mi-am aduc aminte, din 68, din Ceoslovacia, cu invazia rușilor, dacă îți amintești, le-am ascultat la un radio predeal, într-o Dacia 1300 roșie, în parcarea mănăstirii. Și mi-aduc aminte că a avut Ceaușescu atunci un speech cu totul deosebit. Eu am vibrat foarte, foarte mult. Eram în stare în fața tankurilor, dacă apăreau acolo într-un short și un tricou. Parcă mi-l amintesc că este inadmisibil așa ceva, ca un stat membru al tratatului de la Varșovia, tu să-ți permiți la priză la română. Fantastică, fantastică. Am plecat de acolo cu anatomia și fiziologia, zic eu, stăpânite la nivel academic. Am făcut clasa 12-a și mai aveam o lună jumate până începea examenul propriu-zis de admitere. Mi-am rugat părinții să mă ducă înapoi acolo, să mi reiau fizica și chimia, plus să repet anatomia și fiziologia. E, datorită acestui destin pe care Dumnezeu mi-a deschis mintea și mi-a spus, băi, n-ai cum, du-te acolo, dacă te duci acolo, poate ai o șansă. Am intrat în primii 25, vreau să-ți spun, în acel an. Am fost singurul giurgiuvean, dar știi, a vorbit despre tine la un moment dat, poate sunt lucruri care pot fi interpretate ca o laudă. Mi-e chiar dificil să spun, deși mulți dintre apropiații mei cunosc pașii aceștia ai mei în viață, și este ca și întrebarea la un examen, spune-mi ce știi mai bine. Cred că n-ar exista o emisiune mai aparent mai facilă decât să povestești despre viața ta. E cel mai dificil și cel mai greu. Eu v-am pus întrebarea. Nu face o reală plăcere. Îmi face o reală plăcere. Și în felul ăsta am intrat la medicină. Nu că am intrat la medicină. În primele zile de facultate, vă jur că eram student în anul întâi la Facultatea de Medicină Generală. Și eu habar n-aveam, zic, dom'le, termin 6 ani de facultate și ce devin doctor, ce fel de doctor? Nu știam nimic, absolut nimic. În sfârșit, colegi mai mari, dom'le, în afară de pediatrie, stomatologie, orice specialitate îți alegi, zic, și care este mai dificilă, mai neabordabilă? Chirurgia care? Chirurgia? Bun. Nu știam nimic despre chirurgie, decât sunt aia cu mască pe față și cam atât.
Dar faptul că este disciplina disciplinelor, iarăși a fost o provocare și atunci am hotărât și cu mine ce să fac și unde se face chirurgia, la urgență, acolo nu există răgaz. Laborator, radiologie, sală de operație, 24 din 24 lucrează non-stop. Și m-am dus și la spitalul de urgență, eu abia intrat la facultate, necunoscând pe absolut nimeni, remarc pe culoare unde era o vânzoleală de medici, toți cu titlul universitare, în spatele lor, cu alți medici în pregătire sau studenți în medicină, la vizită. Și văzându-l mai tânăr, că n-am îndrăzit, îți dai seama, nu poți așa să te agăți ca cel mic de fusta cuiva, să te bage și pe tine în seamă. Dar văd un medic mai tânăr care glumea cu studenții, îl opresc și îi spun că vreau să fac și eu chirurgie. N-a înțeles, practic, și avea dreptate să nu înțeleagă. Cum adică vrei să faci chirurgie? Simplu, vreau să devin chirurg și am înțeles că aici se operează non-stop. Păi ce statut ai? Sunt student la medicină. În ce an? Păi zic, acum am intrat la facultate. Îți dai seama că, pe de-o parte, afirmațiile mele i-au provocat un râs cu totul și cu totul deosebit. M-a luat pe după gât și a lăsat studenții pe hol. M-a introdus în biroul medicilor la etajul 3 chirurgie, unde mai erau încă 7-8 medici chirurgi, râzând și explicându-le, bă, fraților, îl vedeți pe omul? A intrat la facultate acum și vrea să devină chirurg. M-a oprit pe holuri. Bine, normal că nu m-a umplut de onoare, dar nici nu m-a înfrânat și până când Olteanu Constantin se numea acel medic. Nici o legătură cu generalul Olteanu? Nu, nu. Medic în spitalul de urgență, era și Oltean chiar, chiar în Craiova. Ulterior aveam să constat că era cel mai talentat chirurg din tot spitalul. Spitalul de urgență la vremea aceea avea 3 etaje, 2, 3 și 4 de chirurgie. La fiecare etaj existau două echipe de chirurgi, conduse de un șef de echipă. Deci pe etaj erau 10 chirurgi, ori 3 etaje, 30, plus profesor, conferențiar, șef de lucrări. Numărul chirurgilor din spitalul de urgență era de peste 30. Și într-adevăr zi și noapte se opera. Chirurgia acum nu poate fi făcută din salturi. Am venit la Giurgiu în prima mea vacanță de student. După vacanță, urmând perioada de presesiune pentru prima sesiune de examene. Îmi cer scuze că sunt obosit, adică de la București cum ar veni? Nu. Oboseală, de oboseală nu se poate vorbi niciodată. Nu. Dorința de cunoaștere și explozia informatică, atât teoretică, dar mai ales practică, prin diversitatea unui spital de urgență. Pentru că toate astea te formează și ca om, fără să-ți dai seama. Te marchează, este normal să fie așa. Vorbim de chirurgie, deci, da, 5 minute. Munteanu, ce vă spune numele ăsta? Seriozitate, stimă, respect, profunzime, profesionalism și regretul că nu mai e printre noi. Pe Ion Munteanu l-am cunoscut tot în perioada aceea a anului 1969, fiind unchiul bun al unei foste colege, Felicia Munteanu, deci fata unuia dintre cei doi frați pe care mai avea dr. Munteanu la vremea respectivă. Și fiind colegi, o sun pe colega mea și o rog să-mi faciliteze o întâlnire cu unchiul ei, știind că e chirurg în Giurgiu, pentru că sunt în vacanță și vreau... Se găirea și director, parcă. Nu era atunci. Nu, mult mai târziu a devenit director. Director era doctorul Iliescu și șeful secției de chirurgie, Iliescu Șerban, alt nume unde, precum francezul, nu pot să exprim decât chapeau atunci când îl aud. Și într-o dimineață, precum ziua de astăzi, din Giurgiu, cu temperaturi la fel de scăzute, dar cu zăpadă mult mai mare, închipuiți-vă la ora 5 dimineața,
că îl așteptam, pentru că am fost avertizat. Unchiul meu își începe activitatea de la ora 5, intră în spital. Nu conta că era iarnă, primăvară, vară sau toamnă. Și într-adevăr, printre nemeții de zăpadă, venea pe jos în fiecare zi, pleca tot pe jos și când era director, îl văd venind cu ținuta impresionantă. Domnule doctor, eu sunt Cornel Lăceanu, știți, a vorbit Felicia și v-a rugat. Da, băi, Golane, sigur că da. Hai încoace, vină încoace. Și ăla a fost primul contact cu el, contact pe care l-am ținut vreme de peste 30 de ani, fără încetare decât perioadele mici de concediu pe care domnia sa sau eu mi le luam, pentru că niciodată nu aveam concediu acela legal. Iar în perioada facultății, absolut toate vacanțele mi le-am petrecut în spital, până am terminat facultatea, iar odată repartizat fiind la Giurgiu, contactul meu cu Spitalul Județean Giurgiu, cu secția de chirurgie, a fost de dimineață până seara, fără niciun fel de excepție. Fiind și mai tânăr decât colectivul din acea perioadă, nici nu cred că mai există în viață vreunul dintre ei, îmi fac totuși datoria să-i pomenesc în această seară, aici, la dumneavoastră, în studio. Era vorba de doctorul Belati, de doctorul Onceanu, Bombonel, tu trebuie să ți-i amintești. De doctorul Popescu Costică, care era chirurg, dar marea majoritate îl știu de Nea Costică Os, pentru că ulterior și-a luat și a doua specializare în ortopedie. Doctorul Popescu Lili, care știu că trăiește încă. Doctorul Muteanu și doctorul Iliescu. Iată, cu excepția lui Lili Popescu, toți ceilalți și-au plătit un tribut, poate tributul suprem vieții, pentru că niciunul n-a murit de bătrânețe. Au murit cu probleme medicale și, în general, viața de chirurg se spune că este scurtă. De ce este lesne de înțeles? Da, datorită intensității. Cam câte operații, la câte operații a participat doctorul Lăceanu? E greu de contabilizat și... Măcar cred că, ani, cred că numai... Deci din 69 până în 95, medici în general cu matematica lasă de dorit. Am să las și eu în această seară. S-a adună 45 ceva. Da, m-a ținut foarte aproape această pasiune pentru... Numai, ca în orice domeniu de viață, nu există un lucru care cineva să-l poată face mai bine decât unul care îl face cu pasiune. De aici decurge această forță lăuntrică și știți dumneavoastră din ce cunoști mai multe, îți dai seama cât de puține cunoști. Setea era fantastică, ce să vă zic, la urgență eu n-aveam ca ceilalți medici o cameră, eram un student, nu? Nu le luați ca pe dificultăți sau ca pe niște sacrificii, dar fac parte din realitatea vieții mele de student și de formare a mea ca medic. Dormeam pe un brancar, să nu mai văd în viața mea macaroane cu brânză, pentru că asta era o mâncare de bază în spitale pentru bolnavi. Ne aveam o porție cu medicii titulari, aveau asigurate cele trei mese. Iar la Giurgiu, toată perioada cât am activat în secția de chirurgie a spitalului, nu am fost plătit niciodată nici cu 10 bani. Și nu regret și nu spun decât iarăși ca o realitate existențială a mea. Chiar dacă mie, la anii pe care i-am, sunt oameni care îmi spun, nu mai sunt vremurile alea. Eu nu știu la ce vremuri se raportează, pentru că din punctul meu de vedere, relația interumană este o relație cu totul și cu totul deosebită, iar mai ales în viață, atunci când din suflet cineva îți întinde o mână sau îți face orice cu sufletul, cred că nu prea merită să uiți. Sunt departe de a gândi viața ca pe un interes sau ca pe un cont în bancă sau ca pe o
orice altceva decât respect, soliditate, profunzime și poate în ultimul rând demnitate. Oricum am reținut că a fost un scurt omagiu adus unor oameni de valoare din Giurgiu și aș mai adăuga un nume în care doctorul Lăceanu a avut un rol important în aducerea la Giurgiu. Este vorba de doctorul Dinu. Să ne povesti și nouă, Nițel. Nu, e prea mult spus că am avut un... Eu cu Naie Dinu, noi am fost colegi de facultate. Noi am... Cei 6 ani la București am fost colegi, dar trebuie să și el știe și nu pot, că poate... Și dacă nu m-ar auzit-o, nu pot să mint. Am fost pur și simplu colegi fără a deveni prieteni, deși eram eu din Giurgiu, dar el din Copăceni, eram... Ar fi trebuit, poate, dar... Știți, toată facultatea de medicină se făcea, începând din la primii 2 ani, se făcea în facultate. După aceea, ceilalți 4 ani clinici, fiecare disciplină, fiecare specialitate medicală o făcea în alt spital. Și nu aveai niciodată într-o zi o singură materie. Aveai 3 sau 4 materii, automat trebuia să fii în 3 sau 4 spitale și de multe ori nu aveai timp nici nu să mănânci. Nici să ajungi la punct, ca să nu întârzi, la cursuri sau la colocvii sau la lucrări practice. Și eram foarte dispersați în tot Bucureștiul, pe cunoșteam mersul tramvailor, autobuzelor și trolebuzelor în București mai rău ca itebiștii, pentru că eram toată ziua alergați din acest punct de vedere, eram singurii studenți cu acest specific. Și tot cu doctorul Munteanu, în fiecare joie de 2 în 2 săptămâni, mergeam la Spitalul Colțea, la Societatea de Chirurgie, unde se întâmpla într-adevăr spuma acestei țări cu comunicări științifice, eram nelipsiți să asistăm la discuțiile care aveau loc acolo cu profesorul Juvara, cu profesorul Dan Sedlacek, Gavriliu și mulți alții. Și într-o seară m-am întâlnit cu Naie Dinu, medici fiind deja, era adresându-mi se la persoana a doua, zic, bă, Naie, tu ești nebun. Într-adevăr, dr. Munteanu pe vremea era directorul Direcției de Sănătate Publică și șeful de secție în chirurgie, dacă pot să vorbesc cu el, că el avea o repartiție, dacă nu mă înșală memoria, pe la Buzău. Zic, n-ai, dar se poate, acum, pe loc, nu e nicio problemă. El știa că timpul pe care îl petrecea doctorul Munteanu cel mai mult în sala de operație sau în tot timpul lui, că acolo era timpul lui, nu? Alături de el eram eu și... Cu toată dragostea, atunci, imediat l-am luat pe Naie de mână, dar nu datorită mie, datorită înțelegerii și cu Loțipic a fost la fel. Ce se întâmplă? În perioada aia, medicii și dascălii, pentru a fi mutați dintr-un județ într-altul, îți trebuia negație din județul în care plecai. Cine îți dătea așa ceva? Nu că nu se dăteau, dar erau cu totul și cu totul excepționale. Și de asta am permis să spun și să întăresc că nu datorită mie, dar ori de câte ori am avut ocazia și pentru Loțipic și pentru Naie Dinu. Dom'le, vor să vină, noi nu trebuie să uitați, în afară de doctor Isa Iliescu, care era un privilegiu să o ai în sala de operație ca anestezist, nu mai era un anestezist în Giurgiu. Ori sunt operațiile mari. Nu vorbesc că făceam gărzi și în urgență, operai ulcere perforate sau, mă rog, traumatisme care nici legal aproape că nu era să le faci fără anestezie generală, dar gravitatea fiecărui caz în parte îți impunea să intervii pentru salvarea vieții, să pună problema de salvat viața bolnavilor respectivi. Și atunci am fost un om care, de adevăr, i-am spus doctorului Munteanu că haideți, Nea Ioane, cum îmi permiteam eu să-i spun, uite așa, așa, așa. El este cel care a făcut toate demersurile, chiar l-am însoțit, mi-amintesc, la primul secretar, și nu este nicio problemă pentru protocolul primului secretar, i s-a pus o masă și un cartuș de țigări și o sticlă de whisky, pentru că Ion Munteanu era un filoman, era un om care tot timpul îi plăcea să ofere de la el. Și numai așa au putut
ei să li se aprobe și să se intervină, că primul secretar de la Giurgiu intervine la primul secretar de unde erau ei și tot asta așa. Era... Dar nu datorită lui Cornel Lăceanu. A fost și Cornel Lăceanu. A fost și el pe acolo, pe undeva. Dar și astăzi îmi face plăcere că în Giurgiu există acești doi profesioniști care o spun în deplinătate cunoștință al lucrurilor. Oricând și nu de astăzi. Oricând ar fi putut să lucreze în orice clinică universitară bucureșteană. Nu le dați idei, părul foarte mult să rămână aici? Nu cred că le mai dau idei, pentru că sunt atât de ancorați de atâția ani de zile, din atâtea puncte de vedere de Giurgiu și de oamenii din Giurgiu. Să știți ceva, și eu am fost tentat de multe ori, pentru că dintr-o sală de operații să te duci la un stetoscop, și mai ales la un temperament, pentru cei care mă cunosc cât uși de puțin, pare aproape imposibil. Este. Și totuși este posibil. Este. Să nu mă întrebați de câte ori am zis renunț datorită nu neînțelegerii. Nu pot să accept multe lucruri și mai ales lucruri care sunt îndreptate împotriva bolnavilor, indiferent de ce punct de vedere. Și am dorit de foarte multe ori să renunț la contractul cu casa de asigurări, să mă transform, să transform cabinetul într-un cabinet privat, ca să nu mai fiu obligat, pentru că medicii de familie transmit tot ce se întâmplă din punct de vedere legislativ și de cele mai multe ori le transmiți interdicții. Interdicții care merg până la a le programa îmbolnăvirea. Deci, lucruri care sunt total diferite de modul meu de a gândi viața, total diferite de modul meu de a gândi relația medic-pacient, nu pot să explic cuiva o idee în care eu nu cred. Ba dimpotrivă, nu că nu cred. Sunt total împotriva ei, da? Și atunci am vrut să renunț și la această activitate, dar tot oamenii m-au ținut pe loc. Zic, stai puțin, cum le spun eu la atâția oameni, de astăzi nu mai sunt medic de familie, începând cu prietenii mei cei mai apropiați, cărora le asigur această asistență medicală și terminând cu ultimul scris, cel mai recent, pe lista mea de capitație. Așa încât nici cu doctorul Pic și nici cu doctorul Dinu, nu cred eu că ei ar avea vreun gând de a părăsi cetățenii acestui oraș. Așa primul. Cum nicio șansă n-are nici Cornel Lăceanu să plece de la medicul de familie. Nu, probabil că nu. Domnule doctor, în general medicii fac o legătură între medicină, ca domeniu clar, bine așezat, și divinitate? Când mai operați pe acolo, vă mai gândeați și la cel de sus sau vă făceați o cruce, ceva? Adică, întreb ca să ne spuneți ceva secrete din munca asta foarte dificilă. Ce se întâmplă? Eu aș fi departe de adevăr dacă aș susține acum că lumea mă vede în lăcașurile de cult. Dar dacă mă întrebați în sufletul meu ce gândesc, sunt convins de micenia noastră, pentru că, domnule Dixie, nu ne naștem nici șofer, nici profesor, nici doctor, ne naștem oameni și în funcție de cum ne ducem pașii prin viață, murim tot ca oameni sau altfel. Oricine nu conștientizează că totdeauna, indiferent ce facem și indiferent ce performanțe am atinge, nu conștientizează că există cineva deasupra noastră și acela este Dumnezeu, se înșală amarnic. Și când spun că se înșală, nu vorbesc ca din punct de vedere al unui păcat minor, nu. Nu-și cunosc viața, nu cunosc nimic despre viață, nu cunosc adevărata dimensiune a posibilităților pe care o avem
din atâtea și atâtea și atâtea puncte de vedere, câte nu a realizat omenirea pe pământul ăsta, de ce nu putem să avem vară acum afară? De ce nu putem un stat ca New York-ul să-l protejăm și populația în calea uraganelor, în calea dezastrelor și multe, 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 multe altele? Oameni simpli care, cei ca mine, le fac bine prin latura noastră profesională, vin și ne mulțumesc, o mare parte dintre ei. Să știți că e mare lucru în viață să știți să spui mulțumesc. Personal, mă simt foarte lezat când îmi lipsește acest sincer mulțumesc și acest privit ochi în ochi. Indiferent ce vrem să discutăm, numai oamenii care au poveri sau vinovății față de interlocutor caută să vadă ce număr au la pantofi. Privirea e greu de suportat atunci când te simți vinovat. E, și acestor oameni le spun, dar n-am făcut nimic, ne facem meseria, nu? Că ăsta e adevărul până la urmă. Asta ne-am ales-o, asta o facem. Și oamenii simpli spun, da, doctor, Dumnezeu într-adevăr a vrut, dar cu mâinile și gândirea dumneavoastră. Nu putem gândi că suntem noi Gatsby pe acest pământ, nici pe departe. Părăsim puțin cabinetul și să ieșim afară undeva, să vă întreb ca medic cum judecați dumneavoastră starea asta de lucruri din România, mă refer în special la corupția care are cote mari la ora actuală și ca o boală așa, dacă până la urmă o vom putea controla sau să o tratăm cu ceva medicamente. Este o întrebare care îmi face și plăcere, mă și indispune în același timp. Îmi face plăcere pentru că aș fi fericit dacă ar fi posibil din punct de vedere tehnic tot Giurgiu, dacă un om mă poate arăta cu degetul din acest punct de vedere. Și una este să ai o meserie care nu-ți permite, un strungar în fața utilajului nu poate să fie corupt, nu? Și multe alte meserii. Dar eu, un întâmplător, și în calitatea pe care am avut-o de ofițer al Armatei Române, dar cu esculapul pe umăr, m-am lovit cu tot felul de tentații, cu tot felul de provocări și din acest punct de vedere. Viața profesională. Vă imaginați că orice medic este curtat cu diverse atenții. Nu vreau să înțelegeți că în seara asta aveți un sfânt în față. Foarte multe cadouri am primit. Extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Bani însă niciodată. Ori un om ca mine care încercam să vă spun mai devreme ce rațiuni îmi coordonează mie și îmi guvernează existența, având și o vârstă prin care mi-a permis să trec prin tot felul de aspecte ale vieții sociale, politice din această țară, sunt de-a dreptul siderat de vremurile pe care le prind din acest punct de vedere. Această corupție a ajuns la faza de mentalitate și mi-l aduc aminte pe distinsul Andrei Pleșu, pe care am avut privilegiul să-l cunosc personal, la Giurgiu, tatălui fiind o perioadă și el chirurg și șeful secției de chirurgie. În perioada când era ministrul culturii, întrebat de o redactoră de televiziune, domnule ministru, ce părere aveți despre Revoluția Română? Asta întâmplându-se în 90. Răspunsul lui a fost de maniera următoare. Domnișoară, revoluții în stradă facem exact cum procedează workerii din tagma lui taică-miu, după sfatul medicului, de 3 ori pe zi, dacă vreți. Cel mai greu este să înfăptim revoluția mentală
a acestui popor. Îmi permit să-l reproduc pe Andrei Preșu. Mentalitatea relației interumane de astăzi și nivelul de corupție, ca și criteriile de a ți se oferi ceea ce ți aparține, atenție, nu a ți se oferi anumite avantaje, de a ți se oferi ceea ce este în dreptul tău, este al tău de facto, la această normalitate este imposibil de ajuns. De ce? Datorită acestei corupții. Aș fi fericit să cred, deși nu pot să nu stau cu picioarele pe pământ, că măcar copilul meu ar avea o șansă de a trăi într-o lume normală, într-o lume sănătoasă. Arătați-mi orice domeniu al vieții și hai să luăm cetatea noastră, în care o promovare sau obținerea unui scaun mai confortabil este făcută pe principiul competenței, pe principiul valorii pe care o ai și nu pe cu totul și cu totul alte criterii. De fapt, toată lumea observă lucrul ăsta. Puțini au curajul să o spună. De ce le-o fi frică, chiar că nu înțeleg? E primul drept câștigat de a spune ceea ce simți. Exprimă-ți gândirea. Dar din acest punct de vedere ajungem iarăși de unde am plecat, pentru că ăsta este cercul vicios în care ne învârtim, da? Nu promovezi competență, automat cel care ocupă prin corupție, prin sfere de influență, prin orice alt criteriu, un postuleț, nu zic mare director, un postuleț, ce să mai zicem de mare director? N-are cum să aibă același randament, aceeași vocație, pentru că n-are cum. El este mult și celălalt înghite, dar înghiți o săptămână, o lună, un an. Ia câtă, pe Brucan ne-am supărat, o, Doamne, câtă dreptate a avut Brucan. Ne-a făcut stupid people. 20 de ani, nu-i adevărat. Personal și pe mine, dacă cineva în 89-90 vorbea despre poporul român, ăla care le știam noi și toate generațiile noastre din istorie, că este un popor corupt, poporul român, hai să ne amintim. Se putea vorbi despre poporul român că e un popor corupt, că e laș, că e... Nu mai gândesc așa. Realitatea nu mai îmi permite să mai gândesc așa și cel mai trist, cel mai trist, cel mai trist, mi se pare viitorul care nu se întrevede. Ba da, se întrevede, dar se întrevede așa cum este, pe datele actuale ale problemei. O să programăm încă o ediție a emisiunii, având ca invitat pe Cornel Lăceanu, fiindcă nu o să terminăm tot ce avem de discutat în această seară, deci v-am prevenit. Spuneți-ne câteva vorbe despre Clubul Rotary. Interesant, da. Subiect. Deci Giurgiu are acest club. Rotary de la o roată care se învârtește permanent. Danubius, Rotary Club Danubius Giurgiu este înființat cam din 1994 sau 95, dintr-o eroare a fostului unui guvernator de la acea vreme, n-a putut fi afiliat la mișcarea numită Rotary International, cea care unește toate cluburile Rotary din toată lumea, pentru că banii pe care noi i-am trimis către district nu au mai ajuns în Elveția, la Rotary International, și au luat altă destinație. Vorbeam de corupție. Da, da? Am vrut să spun treaba asta, da. Este unicul club din România care a trebuit să treacă și până această provocare. Suntem
30 de prieteni rotarieni, unii încă de la început, alții de anul ăsta, care credem în această mișcare rotariană internațională și pe care v-aș descrie-o printr-o singură frază: to serve about yourself. Adică în ceea ce faci, caută să ajuți mai presus de tine. Și din ce știm, dumneavoastră ați ajutat Clubul Rotarii în multe ocazii, oamenii, da, în general. Este foarte adevărat. În fiecare an, absolut în fiecare an, clubul nostru, prin împărtășirea de idei, pentru că, într-adevăr, în toate cluburile rotare din lume există o adevărată democrație, în sensul că fiecare e îndreptățit să spună tot ceea ce gândește, hotărârile se iau în comun, fără presiuni, fără nervi, fără niciun fel de supărări, fără absolut, absolut, absolut niciun fel de priviri urâte, însă normal că niciodată niciun club de pe lumea asta nu poate să rezolve probleme care țin de factori oficial recunoscuți să le rezolve, nu? Faptul că noi realizăm un centru de diabet, corect, nu poate Clubul Rotary din Giurgiu să rezolve problemele Spitalului Județean de Urgență din Giurgiu și acel centru de diabet. E logic și evident că altcineva trebuie să se ocupe de așa ceva. Dar dacă, atunci noi am putea într-adevăr să ne regăsim în a oferi sprijin în cu totul și cu totul alte domenii. Ele de principal sunt două: ajuți oamenii în suferință, câți? După posibilități. Câți? Sau, ceea ce noi ne-am propus în ultima vreme, să promovăm excelență. Sunt foarte puțini care știu și chiar v-aș face o, dacă mi este permis, în calitatea pe care o am, să vă adresez o rugăminte. În cadrul acestui studio, care se dorește să fie un studio independent, Dumnezeu să-l ajute pe Florian, așa cum eu l-am auzit tot în acest platou, da? Împreună cu primarul orașului, că vrea să fie, că vrea să fie sigur că da, suntem colegi toți trei, printre cei 30. Avem extraordinar de multă valoare. E incredibil. Avem extraordinar de multă excelență de la frage de vârste, despre care nimeni nu spune nimic sau spune odată, dacă se spune, nu știu, la o emisiune de știri sau... Oamenii ăștia sunt ca niște campioni naționali pentru orașul nostru. Sunt campionii noștri naționali ai Giurgiului. Cred că merită puțină mediatizare. Sunt atât de mulți. Noi căutându-i, umblând și căutând și aceste excelențe în informatică, în matematică, în fizică, în muzică, în chimie, în dans modern, popular. Nici n-aveți idee, nici n-aveți idee cât de mulți sunt și chiar e păcat. Chiar e păcat. Nu ca o fală, ci ca o realitate a acestui oraș. Vă fi alături de Clubul Rotarii. Vă asigur. Mie nu vreau decât să vă mulțumesc. Domnule doctor, să ne mutăm puțin din Europa. Ați fost până în America dumneavoastră. Pentru unii un miraj, nu? Să vadă America. Pentru cei mulți. Este țara tuturor posibilităților, țara cu cea mai adevărată democrație. Ce impresie v-a făcut America? Sau giurgiuveanului Cornel Lăceanu, ce impresie a făcut America? Eu m-am pregătit puțin înainte ca Dumnezeu să se mi întindă această mână formidabilă, ca împreună cu familia să stau
aproape 3 săptămâni acolo. Și n-am văzut America. Am văzut New York și Miami, atât. America înseamnă mult mai mult, dar stând alături de ei, respirând alături de ei, vă spuneam că m-am pregătit puțin. De ce? Pentru că am gustat din mentalitatea vestului Europei, întâi, fără să am pretenția că am văzut tot vestul Europei, dar nici că n-am fost acolo decât o săptămână, nu pot să afirm. Și nu vă spun întâmplător acest lucru. De ce? În primul rând, când am ajuns în America, am constatat că America este cu totul și cu totul o altă dimensiune, în absolut tot. Am aterizat în Miami. Am ieșit din aeroport și în prin centru, când am ajuns, ceea ce aveam să constat și pe Broadway în New York, tirurile au acces peste tot, fără niciun fel de problemă, nu există limitare de gabarit, de greutate. Și îți dai seama că am rămas siderat când în fața mea, știu unde mă aflu, absolut orice fel de mașină. Următorii pași aveam să constat că și cât am stat în America, nicăieri nu există aglomerații. Nu ne poate pare paradoxal. Da, cum? Depinde de numărul de locuitori, dacă au puțin. Da, probabil că sunt mai puțin față de noi. Nu. Cât deci, mai mic are Giurgiu? Deci circulația în Miami și New York se desfășoară mult mai fluent și mai lejer decât în Giurgiu. N-am zis în București. Mult mai lejer și mai fluent decât în Giurgiu. 3. Păi nimeni nu interesează absolut nimic. Fiecare este dominat și când merge pe stradă, și când coboară în metrou, și când se îndreaptă către un spectacol, de problemele lui și ale familiei lui, și alea se le rezolve cât mai bine. Toți conștientizează că locul de muncă este cel care întreține familia și acolo caută să fie cât mai performant, indiferent de job, absolut indiferent de job. Toată lumea este foarte relaxată, nu vezi o figură încruntată, nu vezi pe cineva grăbindu-se, lucruri care le trăiesc și în vestul Europei. De ce nu-i vezi încruntați? Pentru că n-au poverile, nu zilei de mâine, ale vieții, de niciun fel. Un om a ajuns la pensie în America, a văzut absolut orice colț al lumii până a ajuns la pensie. A schimbat case atâtea câte a dorit, până a zis, da, asta, rămân la ea, mașini de asemenea. În bancă există un cont care îi asigură să aibă el zile să-l poată consuma. Liniște, deci, îi asigură liniște. Fețele sunt super destinse, repet, nu se aleargă, nu este goana aia. Stai într-o zi în orice colț de Giurgiu, de București și ai să vezi furibunzi, toți, toată lumea, privirea în jos, încruntată. Nu, toată lumea este lejeră. Vestimentație super, super normală. În New York aveam să știm că există și unul din hobby-urile mele fiind muzica, un spectacol vestit, de fapt, pe Broadway, în Winter Theater. ABBA. Show-ul numindu-se Mamma Mia. O sală de spectacole de 2000 de persoane. Noi suntem îmbrăcați acum super elegant. Că toată lumea într-un plovor, într-un tricou, fără niciun fel de opulențe, fără nimic, nu am venit la un spectacol de estradă să mă distrez, nu să-mi metalez. Tu știi foarte bine, noi nu participăm la o sindrofie în care să fie peste 50 de familii, că ni-l ajungem bine să intrăm, că încep cum e îmbrăcat ăla, cum miroase parfumul doamnei sau bârfe de-astea ieftine. Nu, domnule, toată lumea e relaxată, toată lumea a venit să simtă bine și, într-adevăr, te simți bine. Sonorizarea în America, și de la o dugheană de 3x3, este o sonorizare și consider că sunt îndreptățit de la afirm lucrul ăsta. Cum? N-am întâlnit nicăieri. Cu totul și cu totul deosebită. Este incredibil.
totul se aude perfect, nu tare, să nu fiu greșit înțeles, de o fidelitate și o acuratețe absolut pe oriunde. Adică sunt number one și în acest domeniu, nu? Sunt number one în multe. Am fost în spital, în Mayo Robson Clinic, pentru... Aici, da. Da, am fost pentru că el este situat, spitalul ăsta municipal, New York, municipal, exact vis-a-vis de unde s-au, au fost cele două turnuri, unde vrei, nu vrei, vrei, nu vrei, numai când treci pe acolo, chit, că sunt niște panouri, erau pe vremea aia, acum 2 ani enorme, nu mai știi ce s-a întâmplat acolo, e imposibil să n-ai o trăire cu totul și cu totul aparte, unică. Și am fost întrebat, da, bun, sunteți medic în România și ce doriți? Ce puteți? Să-mi formez și o idee de ce înseamnă un salon. Am eu acum nevoie să văd tehnici, operatorii sau de fertilizări in vitro sau de tratat infarcturi miocardice sau urgențe, nu. Acest spital era exact cât lungimea Giurgiului. Mic. Da. Și m-au dus într-un compartiment de cardiologie, unde am văzut o anexă, ce înseamnă o secție de monitorizare, un bolnav cardiac. Ca și tehnică medicală, ca și personal, ca și ambianță. Depășesc hotelurile de 4 stele, de 5 stele din Europa. Medicina asta performantă nu se poate face decât cu bani foarte mulți. Dacă n-ai în spate o economie performantă, nici învățământ nu se poate face. Prăba. Nu poți să mai tratezi hipertensiunea cu hiposerpil sau cu hipazin. Nu se poate. Tot conceptul în acest domeniu, în plină efervescență, cu noutăți, nu în fiecare zi, în fiecare oră. De acolo vin. De peste ocean. Ele trebuie spuse în practică. Este exact ca un drum pe care îl arăți unui nevăzător. L-ai dus în groapă, intră în groapă. Păi tu ca medic conștientizând că ceea ce îi dai unui bolnav, nu are ce să-i faci. Că ar trebui să-i dai cu totul și cu totul altceva. Haideți să revenim din America, fiindcă o să mai avem... Dar nu am început. Despre America. Deci da. mai discutăm și într-o altă emisiune, fiindcă mai avem altceva de întrebat aici. V-am prins acum în prima emisiune. Nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă. A noastră la TV Giurgiu. Închei cu o singură, în 3 secunde. Da. Acest tărâm planetar numit Statele Unite ale Americii. Eu nu numesc, nici nu pot numi popor american, ci populație americană. Un conglomerat de nații ca în Statele Unite și culmea, toți fac parte dintr-o orchestră super performantă, atentă la bagheta dirijorului. Corect. Felicitări, domnul doctor, pentru exprimare. Mergem repede acum, intrăm în viteză și noi. Sunteți un adept al sportului, ce rol are în sănătate sportul? Rapid așa, mai pe scurt. Altă dată o să dezvoltăm și subiectul ăsta. Iarăși, rapid, nu se poate discuta despre ce înseamnă mișcarea pentru sănătatea organismului uman. Dar dacă această mișcare, noi, în primul rând, părinții, nu încercăm să le explicăm copiilor noștri și le oferim ca o povară, întrebați-mă câți copii îmi vin la cabinet, dați-mi și mie scutire de sport. Da, sigur că da, nu pentru că are o viroză acum, o scutire temporară, pe tot anul. Copii sănătoși, perfect. Deopotrivă băieți, deopotrivă fete, n-aș putea să fac o diferențiere între ei. Vă dați seama că încerc atât cât pot să le explic că așa ceva n-au cum să vadă de la mine, că le fac un mare rău. Pentru ei, aparent, este o mare realizare, gata, am făcut rost de cutiuță, n-au ce să mai îmi zică, stau pe dreapta. Și ce fac? Mă duc să fumez în afara școlii sau în WC-ul sau să iau un cappuccino sau o cafea sau mai știu eu ce.
dar niciun caz sport. Deci, indiferent de vârstă, sportul sau mișcarea ne menține într-un tonus și ne permite, ce care o facem, să ne ducem să aprindem o lumânare celor care nu o fac. Deci toată lumea trebuie să facă. Fără excepții. Perfect. Fără excepții. Mulțumesc mult și pentru doar atât, dar dezvoltăm subiectul cu o proximă ocazie. Ce vreau să vă mai întreb, la experiența dumneavoastră de medic de familie, care boli sunt în top? Care sunt actualitatea? Și noi ne aliniem statisticilor atât europene cât și mondiale. Pe primul plan sunt afecțiunile cardiovasculare. Deci această hipertensiune arterială la care se ajunge însumând unul sau mai mulți factori de risc, sedentarism, probleme de mișcare, de sport, da? Automat obezitate, excesul ponderal, una este un corp să furnizeze energie într-o masă corporală ideală, corespunzătoare înălțimii, și alta e într-o masă corporală cu 5, 10, nu mai zic 20 de kilograme în plus. Tabagism, alcoolism, diete necorespunzătoare, deci toți acești factori de risc, cu cât se însumează mai mulți, duc la apariția, din păcate, a acestor boli, care sunt pe locul întâi ca flagel, bolile cardiovasculare, în imediata lor apropiere, sunt bolile degenerative de tip reumatic, pentru că și astea țin tot și ele de educație sanitară, de un mod de viață. Sunt puțini care știu că de la carii netratate, de la sinuzite repetate, amigdalite, tratate pe genunchi, ca să folosesc o expresie academică, se ajunge la reumatism articular acut, de aici boala se cronicizează și dacă tot nu e tratată, chiar la o cardită reumatismală. De-aia se spune că reumatismul este o boală care linge articulație, dar mușcă inima. Urmează bolile digestive, cu ocazia acelui program național pe care Eugen Nicolaescu l-a impus în perioada deținerii portofoliului de ministru, pe care eu, de adevărat, părerile sunt împărțite, eu sunt în gașca care susține că a fost binevenit acea testare cu analizele acelea făcute cu întreaga populație, pentru că s-au descoperit foarte multe boli, și pe primul plan diabetul zaharat, boala asimptomatică aparent, da? Și nu e singura asimptomatică. Sunt bucuros că boli ca tuberculoza, care făceau ravagii înainte, sunt bucuros că bolile cu transmitere sexuală, fără să am eu o cuprindere națională, dar, deși tineretul este atât și atât de expansiv și parcă îl putem eticheta în totalitate ca fiind într-o acută criză hormonală, cu hormoni în exces în sensul ăsta, nu în lipsă, sunt într-o scădere sau chiar foarte, foarte, foarte rar mai vin la cabinetele medicale, pentru că nu există, cu astea nu se poate sta acasă. Da? Vreau să vă relaxați puțin acum spre finalul de emisiune. Am fost tot timpul relaxat. Ce hobby-uri aveți, domnule doctor? Am vorbit de cabinet, de America, de medicină. Da. Să ieșim puțin după autostradă. Cred că muzica îmi place foarte, nu cred, promis. Mi se pare că aveți și în familie o chitaristă, nu? Da. Și o cântăreață. Da. Ancuța este o împătimită, într-adevăr, a chitării. Și eu caut necondiționat să-i ofer tot sprijinul de care sunt în stare și, în primul rând, înțelegerea pentru a-și dezvolta această pasiune, mai ales că, din punct de vedere atât școlar, cât și educațional, cât și ea, pentru ea însăși, nu că nu mi-a lăsat motive de nemulțumire, ba dimpotrivă, este un copil serios, este un copil, pot să zic, un copil extraordinar de bun. Este, dacă m-ați întrebat, realizarea vieții mele. Ea se numește realizarea vieții mele. În ea mă regăsesc și sunt convins că eu la vârsta ei nu eram așa de conștiincios ca ea. Deși am pretenția că nu trec pe lângă o scamă fără să o observ. Deci aproape toată familia, muzica e la ea acasă, cum ar fi.
da, ea s-a născut în muzica aia care îmi plăcea mie, care îmi place mie, pe care și am căutat să o și amplific puțin pentru a da sunetul la anumite rotunjime. Bineînțeles că de aici aia a fost bătutul la ușă. După aia drumul ei este cu totul diferit, dacă vrei, ca și gusturi muzicale. Și normal că m-a și depășit, fiind și instrumentistă, e Ancuța compune muzică, atât text cât și muzică. Când o lua viteză, când o fi mai bătrân, cum s-ar spune la televiziunea asta, nu m-ar mirea să văd un duet. Da. Familiei Lăceanu. Da. Dar să vedem, să vorbim și cu Ancuța. Mergem mai departe. Dacă mă accepte Ancuța lângă ea. Să vedem. Da. Încercăm. Încercăm. Am vorbit de hobby-uri, frumbiciu, ceva, domnul doctor? Da, pescuit n-am vorbit. Trecem după ce se, după ce se, după ce se termine emisiunea, am să ți le spun. Perfect, mulțumesc. Păi atunci o altă întrebare acum spre final. Dacă ați putea să schimbați destinul, ce ați fi vrut să fiți, domnul doctor? Nu cred că aș vrea să fac nimic altceva. O altă meserie care mă impresionează, dar nu că aș fi practicat-o înaintea medicinei, m-aș fi făcut să fiu pilot. Sistem nervos sănătos, nu? Echilibrat. În orice meserie trebuie și dar pe stradă trebuie. Și astea. Și în medicină, ca chirurg și ca pilot. Da, da. Așa, uite, acum stau și mă gândesc și mă dezic pe mine însumi. Promit că am să mă mai gândesc și că nu ăsta e un răspuns final. Am înțeles, mulțumesc. Chiar dacă mult. Suntem la emisiunea Ianțoare, această emisiune, și... da, cu răspuns final, abandonezi sau mergi mai departe, sau asta e opțiunea, nu mai știu cine. Nu, vă ofer o emisiune deci, de lucrul ăsta. Nu, tot medicina rămâne. Știi de ce? Știi de ce? Atunci când simți că ești onorat, dacă poți ajuta, indiferent cu ce, și eu îmi trag seva de aici, să poți să ajut de la o mână întinsă pe stradă, de la o vorbă, până îmi face meseria, mă duc la cabinet cu plăcere. În momentul când nu mai simt că pot sau că nu mai îmi face plăcere, sigur n-am să mă mai duc. N-aștept să-mi spună nimeni că nu mai am ce cumpăr acolo. Așa încât mi-e greu să cred că aș fi în măsură să abordez o altă măsură dacă destinul mi-ar oferi această posibilitate. Domnule doctor, am trecut peste multe întrebări, să știți. Înseamnă că mai ține o oră și vedem aici. Îmi cer scuze dacă am ocupat, n-ați ocupat dumneavoastră foarte mult timp din emisiune. Am avut foarte multe de spus, adică dumneavoastră, în primul rând, ați avut foarte multe de spus. Și sunt foarte multe de spus. Și cred că o să mai ne întâlnim la TV Giurgiu. Sunteți un cu mare dragoste interlocutor volubil și cam așa ne trebuie în emisiunea noastră. Încă de aia și vă invităm să spuneți dumneavoastră mult mai multe despre dumneavoastră, despre profesia dumneavoastră și, de ce nu, și despre familie și despre hobby-urile de care întrebam eu. Eu zic să ne despărțim acum, dacă tot am vorbit și de corupție și de greutățile astea prin care trece România, să mergem așa puțin pe o pantă mai optimistă. Credeți că ne vom însănătoși, începând de la țară până la popor, avem șanse să revenim și noi la un normal al lucrurilor, nu să domnul devenim Dixi, numărul 1. Schimbări în bine s-au petrecut în jurul nostru extraordinar. Și le se petrec zi de zi. Repet încă o dată. Eu sunt extraordinar de dezamăgit de această relație interumană care mă întrebați de America. Relația interumană e cu totul alta. Gândiți-vă, vă mai dau un ultim exemplu. Până în 89, în cercul dumneavoastră de prieteni, câte nume intrau? Extraordinar de multe. Sunteți de acord sau nu? Până în 89, da? Erau destui. Da. Mai sunt numeric, nu neapărat aceiași. Cifra e aceeași astăzi? N-are cum să fie. Vedeți, mi-e greu să nu se mint, să exagerez sau să spun ceea ce nu gândesc, da?
să dea Dumnezeu, nu mâine, acum, să fie ceea ce vă spuneam în cursul emisiunii, să fie un normal. Să nu fiu înțeles greșit. Nu șterg tot ce s-a făcut, să fim serioși. S-au făcut niște lucruri formidabile. Faptul că noi doi ne permitem să discutăm liber. Nu avem niciun fel de regie, niciun fel de cenzură, decât cea normală, da? Care țin de posturile de televiziune și de CNA, nu? Dar în rest, dom'le, că ne mișcăm. Dom'le, că orașul ăsta nu mai arată nici pe departe, nici pe departe. Strada nu mai arată Trabant, Dacie și cât un Warburg pe la colț, da? Sunt lucruri pe care suntem obligați să le vedem și n-avem voie să nu ne bucurăm că există, că există. Dar criteriile și pașii care se urmă, pe care îi parcurgem, inclusiv din punct de vedere al destinului, dacă vreți, național, pentru mine unul n-am cum să vibrez plăcut la ceea ce se întâmplă, n-am cum să mă transform într-un om fericit, da? Dar sper, așa cum vă spuneam, măcar copiii noștri să prindă acea normalitate. Suntem vinovați față de ei dacă nu le oferim această normalitate. Nu vreau ca Anca să aibă nici atâta în viața ei, că e fata mea, cum n-a avut până acum, să n-aibă niciodată. Dar nici să nu fie văduvită de un drept legitim pe care îl are. Și când zic Anca, mă refer la toți copiii. Și când zic Dixie, mă refer la toți bărbații. Și când zic Basilica Tastaman, zic toate femeile. Nu gândesc numai din punctul meu de vedere, dar probabil că mă lovesc zi de zi de aspecte ale vieții. Corect spus. Care lasă foarte mult de dorit și aspectele vieții le facem noi, oameni. Și de noi, oamenii, depind relațiile dintre noi, da? Domnule doctor, acum la final, aș vrea, fiindcă se apropie sfârșitul dată și va apare un altul, poate mai ușor, poate mai greu, ce le doriți giurgiuvenilor? Giurgiuvenilor le doresc să rămână giurgiuveni, alături de cetatea lor, să fie liniștiți, să obține tot ceea ce nu se poate cumpăra cu banii. Fericirea, bucuria și, în ultimul rând, le spun eu prietenilor mei, ori de câte ori am ocazia, de mine și de cei ca mine, să n-aibă nevoie niciodată. Stimați telespectatori, cam atât pentru această seară. Am încercat la prima emisiune a noastră de la TV Giurgiu, Oameni și Destine, să cunoaștem mai în aprofundat, așa, mai în profunzime, altfel decât îl știți dumneavoastră în general ca medic de familie, mai mult omul Cornel Lăceanu. Am încercat, doar n-am reușit să mergem până la capăt, fiindcă timpul ne omoară, dar vom avea și în alte emisiuni prilejul să continuăm această discuție interesantă. Sper că nu v-am plictisit. Eu îi mulțumesc domnului doctor pentru promptitudine și pentru faptul că ne-a onorat cu prezența în noul studio de la TV Giurgiu. De asemenea, nu uit să salut pe doamna Lăceanu, colega mea sau fostă colegă la o televiziune giurgiuveană pe timpuri, și pe Ancuța, și dumneavoastră pentru atenție, și încă o dată salutări și succes în muncă domnului doctor. Mulțumesc foarte, foarte mult. Cu această ocazie ne luăm la revedere și de revedem miercurea viitoare la Oameni și Destine. Mihai Dândăreanu vă dorește în continuare o seară plăcută.